Partea noastră, în condițiile în care doamna ministru a anunțat această anchetă internă a poliției, vom vedea ce face STS-ul în privința lămuririlor pe care trebuie să le dea. Elena Cristian în studio, Mihnea Predețeanu, vă mulțumesc de asemenea. Domnule Chestor, bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc la acest moment. Primul mare semn de întrebare, domnule Chestor, este acesta. Tatăl spune, noi am vorbit din prima despre împingerea fetei în peșine, în fața metroului. De ce nu a fost acest caz tratat ca pe tentativă de omor? Dacă îmi permiteți, aș vrea la acest moment să fac o singură mențiune, și anume, la ora 17:13 a fost pentru prima dată când Poliția Capitalei a luat la cunoștință de un incident produs în această stație de metrou. Pentru a da toate datele și a fi cât se poate de deschis cu tot ceea ce s-a întâmplat la acel moment, pot să vă anunț că la ora 13:40 voi intra într-o conferință de presă și voi fi în măsură să răspund la toate întrebările puse de dumneavoastră. Cu această ocazie vă invit să participați alături de noi și vă voi comunica tot ce s-a întâmplat pe acel moment. Cu siguranță. Deci e clar în acest moment, confirmați că STS nu a transmis apelul către Poliția Capitale. La 17:13 ați spus, potrivit desfășurătorului pe care noi l-am făcut filmului acestei tragedii, la 17:13 la sediul Poliției Metrou era prima victimă împreună cu tatăl acestea. Ca atare, Poliția Capitalei, domnule Chestor, a aflat de la Poliția Metrou, pentru că înainte a fost acest moment când ajunge omul la Costin Georgian și casiera de acolo preia aceste informații. Și revin cu întrebarea, că ea este extrem de importantă până la conferința pe care o faceți. De ce n-a fost tratat, n-a existat informația legată de tentativă de omor? De ce acest caz a fost tratat în limitele unui incident, ați spus, într-o stație de metrou? Pentru că în momentul respectiv, până la o anumită fază, nu s-au cunoscut aceste aspecte sub forma unei intenții de a săvârși o tentativă de omor. Toate aceste date au fost obținute pe timpul audierii și o să vi le prezint la această conferință de presă exact cronologic. Dar tatăl spune în clar, noi am vorbit despre împingerea în fața trenului. Există această, nu știu, pe apelul de la 112, pe discuția cu casiera, pe discuția cu ofițerul de la Poliția Metrou? Apelul 112 nu a intrat, nu a ajuns niciodată la dispeceratul Poliției Capitalei. Fac mențiunea că Brigada Poliție pentru Transport Public, în speță Poliția Metrou, face parte din Poliția Capitalei. La momentul în care am aflat că există o astfel de situație prezentată de fapt de partea vătămată, a fost începând cu ora 17:45-18, când au început efectiv audierile și vizionările la camere de supraveghere. Pot să spun că toată această activitate de audiere și de vizionare a imaginilor de pe camerele de supraveghere a durat undeva până în jurul orei 20, 19:55, 19:56. Tatăl spune că 10 minute, vă mai țin doar cu atât, domnule Chestor, și așteptăm conferința noastră. Tatăl spune că în 10 minute, pentru că a dat ora exactă a incidentului din Costin Georgian, în 10 minute s-au găsit aceste imagini și că cei doi ofițeri de la Poliția Metrou realizează gravitatea, citez acum din mărturia tatălui, realizează gravitatea incidentului și decid să-l sune pe un anume Petre. Cine este acest Petre? Adică în clipa în care au văzut că e tentativă de omor, au sunat mai departe, au sunat și la cei de la omorul. Sunt încă două ore aproape extrem de importante în care această femeie ar fi putut fi prinsă, domnule Chestor. Poate. Dacă îmi permiteți, este vorba de colegul nostru și șeful Brigăzii de Poliție Transport Public, comisar șef Petre Ștefan. Este cel care undeva în apropiere de ora 20, nu pot spune cu exactitate acum, dar sigur voi avea această dată la momentul conferinței de presă, a fost sunat de coleg și s-a raportat momentul
cel vizionat pe camerele de supraveghere. Trebuie să menționez pentru corectitudinea datelor faptul că împreună cu partea vătămată și tatăl care se afla lângă ea, tatăl socru, care se afla lângă ea, împreună am căutat imaginile pe camerele de supraveghere, în mod special cu privire la fizionomia, să zic, autoarei, care deja la acest moment este probată ca fiind autoarea acelei tentative. Fizionomie care nu a fost găsită la acel moment și nici ulterior. Pentru tentativa de omor nu există imagini cu camere de supraveghere în care să se vadă fața autoarei. Fața în momentul respectiv a fost surprinsă de camere de supraveghere din stația Dristor 1, stația de metrou unde cunoașteți că a avut loc omorul. Asta este extrem de important. Așadar, abia la ora 20 este sunat șeful brigăzii Poliției Transport Public, spuneați, domnul comisar șef Petre Ștefan, dar la această oră deja... Am spus în felul următor, ca să fiu clar înțeles, nu am dat ora exactă, dar la conferința de presă spune foarte clar. E la ora aceea, din păcate, se produsese crima. Ceea ce ne-a spus însă a fost că nu ați avut pe imagini identificat chipul autoarei până după crimă, domnule Chestor, adică în urma primului incident, știați că aveți o agresoare, știați că aveți o tentativă de omor, dar nu aveați din aceste imagini și chipul ei, n-a putut cu alte camere și cu mărturia fetei, prima victimă, nu au putut fi identificate alte imagini cu chipul acestei femei? Deci la momentul de care vorbim noi, nu aveam imaginea acelei autoare. Vorbesc de momentul în care partea vătămată de la tentativa de omor se afla lângă polițistul nostru care o audia și care împreună cu ea se uitau pe camerele de supraveghere. Celelalte date vă rog să pot să vi le pun la dispoziție tuturor la ora 13:40, cum v-am rugat. Mai spuneți-mi atât, ca să nu facem greșeli până atunci. Pozele pe care noi le-am văzut în seara erau de la Dristor, vreți să spuneți, în urma incidentului de la Dristor, poza care a și fost distribuită, poza pe care noi am văzut-o în clar cu chipul autoarei crimei, poza este de la Dristor, în urma incidentului de la Dristor, în urma crimei? Așa cum v-am comunicat anterior, acea fotografie care am dat-o către mass media și am distribuit-o este făcută la stația Dristor 1 la momentul în care părăsește acea zonă. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnule Chestor. Așteptăm așadar conferința de presă și filmul din perspectiva autorităților, doamnelor și domnilor. Sunt lucruri în...